Ați văzut, catedrala este foarte frumoasă, v-ați odihnit. Acum ieșim cu toții afară ca să intrăm cu toții pe poarta Sfânta Milostivirii. Vom forma o procesiune aici în fața catedralei. Întâi vom intra noi preoții în frunte cu Preasfințitul și apoi voi. Haideți să ieșim afară în fața catedralei și să formăm procesiunea liturgică.
Veniți azi cu bucurie, tineri voi ce străluciți, cu credință și iubire, pe Iisus să-L preamăriți, pe Iisus să-L preamăriți. Noi suntem speranța lumii, toți o inimă și în gând, vom să dea în inim pacea și seninul, și seninul pe pământ, și seninul pe pământ. Tot ce-i mai frumos în lume, lui Iisus să-i datorăm. Orice plantă vie tate, aerul ce-l respirăm, aerul ce-l respirăm. Noi suntem speranța lumii, toți o inimă și-n gând, să vii în inim pacea. Pășim, ca apoi în veșnicie, împreună să trăim, împreună să trăim. Noi suntem speranța lumii, toți o inimă și un gând, vom să vii în inim pacea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Cercetași, fiți gata! Gata oricând! Suntem gata oricând în fața Bunului Dumnezeu, în fața lumii cu care ne întâlnim, ca să trăim valorile creștine și să fim cercetași care își fac misiunea de a sluji. Astăzi este sărbătoare și aș vrea ca această sărbătoare să fie, așa cum am spus și dimineață, dominată de atitudinea de mulțumire. Zilele trecute a trecut la Domnul o bătrânică de 92 de ani, cu care ori de câte ori mă întâlneam să îl duc pe Iisus, ea spunea: mulțumesc frumos. Așa vreau să spunem și noi astăzi în fața Bunului Dumnezeu: mulțumim frumos pentru că ne-a dat chemarea și ne este alături și ne-a fost alături în acești 25 de ani. Mulțumim frumos Bisericii și Preasfințitului care ne-a primit. Mulțumim frumos Părintelui Bulai, asistenților de la început, Părintelui Cornel și tuturor celorlalți asistenți care au fost și sunt alături de cercetași, o parte sunt chiar la Sfânta Liturghie. Avem atât de multe motive să mulțumim frumos și mulțumim din adâncul sufletului, aducând cea mai mare mulțumire pe care Hristos însuși, Domnul nostru, o aduce Tatălui la Sfânta Liturghie. Alături de mulțumirea frumoasă pe care vrem să o punem în fața Domnului, aș vrea să clădim speranța în sufletele noastre. Papa Francisc, adresându-se unor cercetași, spunea: curaj ca în timpurile de astăzi să trăiți perseverenți valorile creștine, curaj să formați creștini buni, curaj ca într-o lume în care domină relativismul, voi să propuneți iubirea, solidaritatea, caracterul, responsabilitatea. Acest curaj îl cerem de la Bunul Dumnezeu astăzi
când sărbătorim 25 de ani de cercetășie catolică. Îndurările Domnului în veci le voi cânta, cu gura mea voi proclama, din generație în generație, adevărul Tău. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cele voastre, dragi scautiști, dragi cercetași, punctul culminant al întâlnirilor noastre este cu Iisus, cu cuvântul Său, cu învățătura Sa. Toate s-au îndreptat spre Iisus. Toate au pornit de la Iisus. Toate se întorc spre Iisus. Orice inițiativă în biserică, în lume, îl are în centru pe Iisus. Așa a voit Dumnezeu și așa e bine. El este Mântuitorul nostru care ne unește, care ne însoțește, care se folosește de noi. Celebrând acest jubileu, 25 de ani, este cu adevărat moment de bucurie pentru voi toți, pentru toți ceilalți pe care voi îi reprezentați. Suntem bucuroși să vă primim în catedrala noastră, aici, în jurul altarului, în jurul episcopului și asistenților voștri, pentru a porni cu pași mai așezați mai departe în slujirea voastră. Vom asculta cuvintele Domnului, predica, și îl vom lăuda pe Dumnezeu acum la această sfântă liturghie. De aceea cu toții ne pregătim recunoscând păcatele noastre, spovedindu-ne, împărtășindu-ne, ca să putem la sfârșit primi și indulgența jubiliară pentru că am intrat pe poarta sfântă în catedrala noastră. Un mare dar pentru toți. Și acum din inimă spune, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Ți-am greșit de atâtea ori, Doamne, iartă-mă! Te-am făcut ca să plângi deseori, Doamne, iartă-mă! Și la greu te iubesc mereu.
Să ne rugăm, Dumnezeule, a cărui îndurare nu are hotare și a cărui comoară de bunătate este nesfârșită, sporește cu milă credința poporului Tău sfânt, pentru ca toți să înțeleagă cum se cuvine cu ce dragoste au fost creați, cu ce sânge au fost răscumpărați, în ce duh au fost renăscuți, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Lamentațiunilor. Domnul a înghițit și nu a cruțat toate locuințele lui Iacob. În furia lui a dărâmat fortărețele fiicei lui Iuda, a izbit la pământ și a profanat domnia și căpeteniile ei. Zac la pământ și tac bătrânii fiicei Sionului. Își presară țărână pe capete și se încin cu saci. Își pleacă la pământ capetele fecioarele Ierusalimului. S-au sfârșit în lacrimi ochii mei, măruntaile fierb, mi se varsă la pământ ficatul din cauza zdrobirii fiicei poporului meu. Când văd pruncii și sugarii leșinând în piețele cetății și zic mamelor lor, unde este grâu și vin? Atunci când leșină precum cei străpunși în piețele cetății, dându-și sufletul la pieptul mamelor lor. Ce mărturie ți dau? Cu cine să te asemăn, fiica Ierusalimului? Cu cine să te compar ca să te mângâi, fecioară, fiica Sionului? Căci mare ca mare este zdrobirea ta. Cine te va vindeca? Profeții tăi au avut pentru tine viziuni și iluzii. Nu s-au descoperit nelegiuirea ca să facă să se întoarcă de la tine captivitatea ta. Au văzut pentru tine profeții de șarte și ademinitoare. Inima lor strigă către Domnul. Zid al fiicei Sionului, fă să coboare ca un râu lacrimi ziua și noaptea. Să nu-ți dai răgaz și să nu te liniștești, fiica ochilor tăi. Ridică-te, strigă noaptea la începutul străjilor, revarsă-ți inima ca apa înaintea feței Domnului. Ridică-ți palmele spre El pentru sufletul pruncilor tăi, care leșină de foame la capătul tuturor străzilor. Cuvântul Domnului. Aleluia! Aleluia!
azi la liturghie, noi cu drag ne-am adunat să-L slăvim pe Tatăl, toți cu sufletul curat. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Azi la liturghie, noi cu drag ne-am adunat să-L slăvim pe Fiul, toți cu sufletul curat. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Azi la liturghie, noi cu drag ne-am adunat să-L slăvim pe Duhul, toți cu sufletul curat. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, intrând Iisus în Cafarnaum, a venit la el un centurion rugându-l: Doamne, servitorul meu zace în casă paralizat, suferind groaznic. El i-a spus: voi veni eu însumi și îl voi vindeca. Dar centurionul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, dar spune numai un cuvânt și va fi vindecat servitorul meu. Căci și eu sunt un om supus autorității, având soldați în subordine. Spun unuia: du-te, iar el se duce, și altuia: vino, iar el vine. Și servitorului meu: fă aceasta, iar el face. Auzind, Iisus a rămas uimit și a spus celor care îl urmau: adevăr vă spun că la nimeni în Israel nu am găsit o astfel de credință. De aceea vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă în împărăția cerurilor împreună cu Abraham, Isaac și Iacob, iar fii împărăției vor fi aruncați în întunericul din afară. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Apoi a spus centurionului: mergi să ți se facă după cum ai crezut. Și în ceasul acela a fost vindecat servitorul lui. Venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de febră. I-a atins mâna și febra a lăsat-o. Și s-a ridicat și a început să-i slujească. La lăsatul serii, i-au adus mulți posedați de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt și a vindecat pe toți cei bolnavi, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: el a luat asupra lui slăbiciunile noastre și a purtat bolile noastre. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria, vecii vecii. Cercetași! Așa să fie și vom vedea în minutele care urmează dacă suntem cu adevărat gata oricând. În primul rând, astăzi vreau să-i mulțumesc preasfințitului nostru Petru Gherghel pentru onoarea pe care mi-a oferit-o de a vă ține
această scurtă meditație și vă mulțumesc tuturor că sunteți aici prezenți și vă felicit din toată inima. Felicitările la început, urmează criticile. Ei bine, dragi cercetași, aș vrea să vă provoc în felul următor. Să închideți ochii pentru câteva clipe. Haideți să închidem cu toții ochii. Închideți bine ochii. Să uităm un pic de oboseală, de tot ceea ce avem de problemele noastre și să ne aducem aminte de primul contact pe care l-am avut cu cercetășia. Care a fost primul nostru impact? Ce am făcut prima dată? Cine ne-a făcut să devenim noi cercetași? Aduceți-vă aminte de acest moment foarte, foarte frumos. Păstrăm o clipă de tăcere să ne amintim acest moment. Ei bine, să vă împărtășesc momentul meu prim de cercetășie. Am fost numit asistent spiritual al scautiștilor din alt județ în urmă cu 2 ani. Și primul meu impact cu cercetașii, când m-am dus la întâlnirea lor, era Consiliul pentru Lupișori. Se făcea miercurea și duminica era activitatea. Când am ajuns sală, m-au salutat, bucurie, fericire, au început discuțiile cu privire la pregătirea activității de duminică. Păi vă dați seama, cum se pregătește o activitate? Urlete, schelele, țipete. M-am îngrozit. Am zis, văleu, dacă ăsta e scautul, am încurcat. A fost frumos, mă uitam, cămăși, cravate, insigne. Wow, trebuie să fii frumos să fii cercetaș. Era atrăgător. Dar oare cercetășia înseamnă doar a atrage, doar această cravată, doar aceste însemne? Sau este mult, mult mai profundă? Și primul meu șoc, așa cercetășesc, a fost atunci când am citit testamentul lui Robert Baden-Powell. Știe careva ce spune Robert Baden-Powell în testamentul său? Poate să-mi spună cineva? Ce spune? Un cuvânt, o frază de-a lui Robert Baden-Powell din testamentul său. Cineva poate să spună? Hai, vă rog frumos! Baden-Powell ne încurajează să descoperim creația, explorând natura, și ne spune că adevărata fericire este aceea de a aduce fericire celorlalți. Mulțumesc frumos, aici vreau eu să ajung. Asta este concluzia. Mi-a plăcut foarte mult cuvintele lui Robert Baden-Powell spunând așa: eu cred că Dumnezeu ne-a creat pe acest pământ minunat, știți de ce? Ca să fim noi fericiți și să ne bucurăm de viață. Acesta a fost motivul, să fim fericiți și să ne bucurăm de viață. Dar cum este cu fericirea? Și aici ce a spus Cristina foarte bine. Fericirea este atunci când eu îi aduc fericire celuilalt. Îi aduc fericire celuilalt. Și acest light motiv, să spunem așa, m-a atras pe mine foarte mult. Să lupt în fiecare zi, de dimineață până seara, bazându-mă pe promisiunea scout, să aduc fericire celuilalt. Este foarte frumos și foarte atrăgător pentru unii să aduci fericire celuilalt, provocator. Cum să fac? În fiecare zi câte o faptă bună? E destul de complicat. Și noi spunem, cercetași, gata oricând, cu zâmbetul pe buze. Dar noi oare chiar suntem gata oricând? În primă fază suntem, am venit astăzi aici. În a doua fază suntem că suntem prezenți în centrele noastre. Dar totuși, există o virgulă undeva, o slăbiciune de-a noastră pe care o întâlnim foarte des. Și anume, știți foarte bine, se numește confort. Păi când sunt gata? Sunt gata când am timp. Când mai sunt gata? Sunt gata când am ce face acasă. Când mai sunt gata oricând? Sunt gata când mă sună vecinul, ca să merg la scout cu cineva. Când mai sunt gata? Sunt gata când am nevoie. Sunt gata, dar oare nu ar trebui să fiu gata când nu am timp? Oare nu ar trebui să fiu gata oricând, atunci când celălalt are nevoie de mine, chiar dacă sunt obosit? Oare nu ar trebui să fiu gata oricând, atunci când Domnul nostru Iisus ne cheamă la Sfânta Liturghie și să-L slujesc pe celălalt?
Dumnezeu a creat lumea, m-a creat pe mine ca să fiu fericit. Cum putem fi noi fericiți în cadrul cercetășiei și de-a lungul timpului, că au trecut 25 de ani? Ce ne-a făcut să fim ceea ce suntem noi aici astăzi? Există un secret foarte frumos și care mie îmi place personal foarte mult. Cum stăm în biserică? La un loc, grămadă, împreună. Secretul cercetășiei și al nostru este că suntem împreună. Nu suntem o grămadă de oi, de capre, de boi, de vaci. Noi suntem o grămadă de oameni, de cercetași. Și totdeauna noi ne ajutăm unul pe altul. Nu lăsăm pe la micul în spate, știți foarte bine la promisiune, cel mai mare îl ajută pe cel mai mic. Să nu uităm lucrul acesta, ca împreună să mergem spre Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun și o povestioară foarte frumoasă de altfel. Se povestește că exista un tânăr, adolescent mai degrabă, la 14 ani, Petrică îl chema. Și Petrică ăsta al nostru, cu fânul la țară, știți cum e, cu fânul, cu furcele, sub fân descoperă o hartă a Comorii. Wow! Harta Comorii! Acolo însemna traseul pe unde să meargă, să descopere Comoara. Și gata, s-a hotărât, mă duc să descoper Comoara. A plecat el la drum, singurel, nu s-a uitat nici în stânga, nici în dreapta. A mers și a mers, se uita după hartă, la un moment dat a dat de o pădure. Văleu, pădurea asta ce mă fac? Cum mă duc? Nu cunosc pădurea? Îmi e frică. A făcut câțiva pași și a întâlnit un leu. O, bună ziua, domnule leu, să trăiți. Nu vreți să veniți cu mine în pădure, că dumneavoastră aveți blană groasă, sunteți fioros, mă puteți apăra. Dacă veniți cu mine, o să vă arăt o comoară. Uitați, aici am harta Comorii. Ei, mă duc cu tine, zise leul. Și au plecat împreună în pădure. Au mers și au mers, s-a terminat pădurea, au ajuns la un munte, muntele înalt, mare, săracul Petrică se uită, văleu, cât am muntele. Deodată apare un vultur. Bună ziua, domnule vultur, uitați, muntele ăsta e destul de înalt, multe peripeții. Nu ați vrea să veniți cu noi să căutăm o comoară? Am aici harta Comorii. Bine, vin. A mers cu vulturul, vulturul se uita să nu cadă pietre de sus și împreună urcau pe munte. Au ajuns pe munte, pe vârful muntelui și acolo, coborând, au întâlnit o broască țestoasă. Broască țestoasă se uitau la ei, ce vor să facă. Deodată și-a dat seama că au ajuns la o apă. Apă mare, lungă, lată, nu puteau să o treacă în not. Doamna țestoasă, vă rog frumos, nu ne puteți duce pe celălalt mal să ne ajutați să traversăm apa? Dar de ce? Avem o comoară, mergem să descoperim o comoară. Gata, am plecat! Și s-au dus și leul, și vulturul, și copilașul Petrică, și broasca țestoasă, îi apă și ajung la celălalt mal. La celălalt mal, cine era? Comoara, o bofniță. Stătea bofnița, se uita la ei, bună ziua, bine ați venit, ați descoperit comoara. Se uită Petrică săracul. Cum? Bofnița, tu ești comoara? Nu, nu, nu. Voi sunteți comoara. Hai, las-o. A mers atâta mare de drum să ne spuneți că noi suntem comoara? Munți, dealuri, păduri, apă. Cum să fim noi comoara? Da, da, da. Voi sunteți comoara. De ce? Pentru că împreună ați traversat muntele, pădurea împreună ați traversat-o, apa ați traversat-o împreună. Tot timpul ați mers împreună. Unul fără celălalt nu puteați ajunge aici unde sunt eu pe malul acesta. Niciodată unul fără celălalt nu putem merge. E bine, dragi cercetași, să nu uităm acest lucru. Ca să fiu gata oricând, nu pot fi singur, ci împreună cu ceilalți și mai ales împreună cu Iisus. El este acolo care ne așteaptă să fim gata oricând pentru El, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Cercetași? 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 Celor prea iubiți, trebuie să fim gata oricând. Oricând să-L ascultăm pe Iisus, oricând să mergem împreună
cum ne-a spus Părintele, la această fervoroasă predică. Gata oricând să mergem în rugăciune spre El, uniți. Astăzi așadar, fraților prea iubiți, Mântuitorul nostru ne învață să umblăm în lumină. Ne învață, uniți în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și în oferirea jertfei sfinte, să-i cerem acum harul de a merge înainte, trăind mereu Evanghelia sa. Doamne Iisuse Hristoase, lumina lumii! Doamne, fă ca biserica, mama celor sfinți, să se încreadă întotdeauna în fidelitatea lui Dumnezeu. Noi te rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Doamne, dă-le papei și episcopilor lumina necesară să recunoască necesitatea timpului nostru, precum și o mare grijă față de cei săraci. Noi te rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Ceresc, oferă scautului un viitor îndelungat în care să transmită mereu și tuturor învățătura ta. Noi te rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Doamne, întărește-le tuturor cercetașilor credința pentru a putea fi adevărați, mesageri ai cuvântului tău. Noi te rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Doamne, fă ca predicarea Evangheliei să se răspândească peste tot ca ramurile unui copac viguros și să aducă mult rod. Noi te rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, lumina prezenței tale să împrăștie întunericul din lume și să ne facă pe toți vrednici de a primi mereu darurile tale, de a fi mereu poporul tău, de a fi mereu împreună lumină și sare. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Ți-am dat inima mea pentru ca tu să iubești. Du-te asenin în lume, ucenicul meu tu ești. Iată-mă, trimite-mă pe mine acum. Mea, pentru ca tu să trăiești, du-te și arată lumii bogăția ce e în ea. Și crucea mea, pentru ca tu să înțelegi, pentru mântuirea lumii, doar iubirea-i cheia sa. Vă fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile
primește cu îndurare, Doamne, darurile noastre și transformă-le în sacramentul răscumpărării, memorial al morții și învierii Fiului Tău, pentru ca prin puterea acestei jertfe și mereu încrezători în Hristos să ajungem la viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi și cu Duhului Tău. Sine mila, mulțumim Domnului Dumnezeu. Și trebuie de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, a tot puternic veșnic Dumnezeu, la jertfa evocaristică, amintirea morții sale ne aprinde iubirea, vestirea învierii ne întărește credința, iar promisiunea venirii sale ne hrănește speranța. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, te preamărim într-un singur glas cântând fără încetare. Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Acele noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu,
al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă în iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviți martiri, cu Sfântul Gheorghe, patronul cercetașilor, și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznimea spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispita, ci să ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre. Pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranță fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedem, și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai cuvânt. Să
Să ne rugăm! Dăruiește-ne, Dumnezeule, milostiv harul, ca noi cei hrăniți cu trupul și sângele Fiului Tău, să bem cu încredere din izvoarele mântuirii și să ne arătăm din ce în ce mai plin de îndurare față de frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Dragi cercetași, dragi scautiști, rog o clipă, rămâneți pe scaune. Douăzeci și cinci de ani de căutări, de jertfe, de muncă, de dăruire, de insistență, pentru a fi cât mai fideli. 25 de ani de împliniri. Mă bucur că sunt aici la această celebrare. Dintre cei care primii au fost și au pus bazele acestei asociații în biserica noastră locală, sigur și preoți și laici, primii care și-au dat acest asentiment ca asociativ să poată să-L facă pe Dumnezeu cunoscut, mai ales să apere pe Dumnezeu creația lui Dumnezeu, să lase mai bună, să facă să fie cu adevărat un loc de fericire, așa cum am auzit. Toți suntem chemați pentru așa ceva. Mă bucur să spun astăzi eu, sigur, și preasfințitul nostru Aurel, și cu tot preoții care v-au fost și vă sunt asistenți spirituali, coordonați de Părintele Alois, profesor, Alois, doctor, Alois, care a fost la începutul și încă astăzi este susținătorul scautiștilor. Ascro, sau cum se mai cheamă, cercetaș, care cu adevărat să ducă mai departe cele frumoase și sfinte tradiții, după inspiratorul general. El care l-a iubit pe Dumnezeu și natura, opera lui Dumnezeu. Nu uitați că la 25 de ani Sfântul Părinte insistă, când l-au dat-o si, să parcurgeți cu atenție acest document magisterial care vă este fundament în căutările dumneavoastră. În această nobilă misiune pe care o au cercetașii, scautiștii, toți cei care iubesc opera lui Dumnezeu. Noi vă felicităm, sigur, pe Părintele Alois Bulai, care v-a stat alături și vă stă și astăzi a venit aici cu voi. Sigur, și pe Părintele Hârja Alois și pe ceilalți asistenți care sunt aici, nu toți, dar sunt. Și pe cei care, iată, organizează în diferite comunități această activitate a scautiștilor și a cercetașilor. Am înțeles bine că trebuie să fiți uniți. Și mi-a plăcut că fără unire nu putem înainta. Proverbul nostru este deja arhicunoscut. Unirea face puterea. Unirea face bine. Unirea aduce roade. Unirea aduce fericire, încântare, armonie. Unirea care trebuie să vă caracterizeze pe toți. Atare această zi de preamărire a lui Dumnezeu
s-o transformați într-o etapă de creștere, apropiindu-vă mai mult unii de alții, lucrând mai mult împreună, făcând ca această lucrare să aibă cu adevărat un fundament. Când am avut prima dată discuție cu primii care vreau să refacă cercetășia, am întrebat dacă în statut sunt două cuvinte, Dumnezeu și conștiință. Și nu le-am găsit la început. Și am spus că pentru unul care vrea să fie cu adevărat un scautist și un cercetaș vrednic, adevărat, trebuie să lazeme totul pe Dumnezeu și pe conștiință. Acest lucru să vă anime, dragi scautiști, dragi cercetași. Importă cu cine stau alături. Importă cum împreună îl căutăm, împreună pe același, pe Dumnezeu și sigur noi îl știm pe Iisus. Vă felicit, vă doresc să aveți binecuvântare. Marcăm acest moment ca un jubileu frumos și mai ales în anul jubiliar al milostivirii. Ați intrat cu toți aici în catedrală, urmându-ne pe noi, pe această parte sfântă. Sigur, ați venit cu gândul să primiți și acea indulgență jubiliară, plenară. Sigur că să vă simțiți binecuvântați de Dumnezeu și să vă întoarceți acasă cu această mângâiere în suflet care însemnează fericire pentru a obține indulgența pe care Sfântul Părinte a anunțat-o, indulgența jubiliară. Noi acum mai spunem o rugăciune după ce ne-am împărtășit, am participat la rugăciuni, ne-am rugat, ne-am reînnoit crezul. După intenția Sfântului Părinte, mai spunem noi un adu-ți aminte și un slavă Tatălui și apoi primiți binecuvântarea cu care să vă întoarceți. După ce vă întăriți și trupește aici cu hrană și pentru trup, după ce ați primit hrană sufletească acasă pentru a fi cât mai vrednici, părtași la cercetășie și la mișcarea scaut. Și acum spunem din toată inima, ridicându-ne în picioare, adu-ți aminte, o prea blândă fecioară, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit. Cel ce alerga să lucrătirea, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea, în sufletele o astfel de încredere, alerg la tine, o Maică Fecioară a Fecioarelor, la tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos, Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auză-mă cu milă și ascultă-mă, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Bunul Iisus să ne binecuvânteze pe seara. Ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântare. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Veniți toți în față pentru a face o fotografie, cei mai înalți în spate, cei mai micuți în față.